sunt acoperat. Vreau să vă informez că dacă săptămâna viitoare problemele nu se rezolva, nu se vor rezolva și echipa nu va intra prin făgaș civilizat, îmi pare rău, am avut toată bunăvoința, am antrenat și fără bani, n-am plecat de rușinea și de obrazul vis-a-vis de jucători, dar nu vreau ca eu să fiu țapi și pășitor, să mă înjure lumea pe mine, pentru că publicul spectator, în momentul când mă vede pe bancă, așteaptă lucruri mai bune, așteaptă o echipă serioasă. Am încercat să fim o echipă serioasă și astăzi, dar fizic n-am putut, s-a văzut că oaspeții au fost mai proaspeți. La banii care sunt și salariile care sunt, avem și un lot numeric și subțire. S-a văzut că în momentul când jucăm două jocuri la nivel de, sau trei jocuri la nivel de o săptămână, nu avem lotul ca să băgăm jucători mai proaspeți, dar eu vă spun sincer, cine cunoaște în ce e la echipa de fotbal, vă spun că avem chiar puncte destule. După trei etape, poate sunt unii cu condiții mult mai bune ca noi și 9 puncte,
Noi, de bine de rău, am făcut două puncte la două echipe bune.